în mijlocul nostru, s-au arătat spice care erau ca să dea încoacere și s-au văzut boabe în ele care erau grele. Și după ce s-a văzut lucrul acesta, s-a văzut ca și cum a început să vină secerișul. Și la seceriș s-au arătat ființe cerești la aripate, care au venit ca să strângă grâul. Și grâul acesta a fost pus, ca și cum ai zice, în ciur. Și boabele care erau grele stăteau pe fund la ciur. Și boabele care erau uscate și care erau ușoare, în timp ce era scuturat ciurul în dreapta și în stânga, boabele acestea au sărit peste ciur. Și Domnul a făcut ca și o alegere a grâului, după care s-a văzut ca și o călătorie în drum și am văzut familiile poporului Domnului. Și în familiile poporului Domnului s-au arătat oameni care au obosit, deși că erau tineri. Familii care erau trudite și ostenite, deși că erau tineri. Copii care se clătinau. Și m-am uitat atenție și am zis, Doamne, care e înțelesul acestei lucrări? Și s-a spus așa, poporul meu piere din lipsă de cunoștință, poporul meu nu se mai hrănește din cuvântul meu și poporul meu duce lipsă de hrană. Și atunci s-a arătat o altă ființă cerească care a venit cu turtă, coaptă pe vatră și cu un potir. Era atât de strălucitoare apa care curgea în el, că de, așa cum mă uitam, ziceam, Doamne, dar e apa asta sau cerii? Și atunci am văzut ca și boabe de cristal, care e dat poporului Domnului ca să se hrănească din pâine și să bea din apă. Și am văzut cum poporul Domnului s-a înviorat, cum familiile poporului lui Dumnezeu s-au ridicat în picioare și au început să călătorească și să alerge pe cărarea îngustă. Și fiecare își vedea încheietate unul altuia. Și am văzut cum lucrarea Domnului înainta și cum erau ridicați dintre tinerii care erau căzuți, dintre familiile care erau ostenite și obosite, au zis Domnul, nu am să-i las nici de cum. Și când au zis că nu am să-i las nici de cum, am văzut că s-au dus în multe familii. Și că familii pe care noi le vedem și credem că, oh, sunt așa de bine, că vin acasă Domnul. În viața lor acasă, nu-i bună. Și Domnul o trimis niște îngeri ca să îi ajute. Pentru că este dorință, dar nu este putere. Și lucrarea aceasta a fost primită, solicitări, ca să vină ajutorul poporului Domnului.